Salutare detectivilor, astăzi o să lăsăm puțin nutriția deoparte și o să vorbim despre pădurea amazoniană, pentru că am descoperit unele lucruri care mi s-au părut absolut geniale și vreau să vi le prezint și vouă. Pădurea amazoniană, cunoscută și ca jungla amazoniană, este cea mai mare pădure, acoperă 5,5 milioane de kilometri pătrați și este mai mare de 17 ori decât Marea Britanie și Irlanda la un loc. Amazonul are un ecosistem extrem de bogat, conține peste 40.000 de specii de plante, 1.300 de specii de păsări, 3.000 de tipuri de pești și peste 430 de mamifere și numai puțin de 2,5 milioane de insecte diferite. Locul ăsta clar nu este pentru mine. Există aproximativ 3.000 de fructe comestibile în Amazon. Această zonă de frumusețe naturală imensă este uneori menționată ca plămânii pământului, deoarece 20% din oxigenul mondial este produs de Amazon. Că tot vorbim de oxigen, Amazonul produce de 20 de ori mai mult oxigen decât ar putea consuma toată populația actuală. Deși Amazonul produce atât de mult oxigen, acesta nu părăsește Amazonul. Tot oxigenul este folosit de viețuitoarele din interiorul pădurii. Atât de multe sunt acolo, adică niciun pic de oxigen nu iese din acea pădure, niciun pic de oxigen nu este folosit de către oameni. Datorită pomilor înalți și a frunzelor mari, pământul este mereu acoperit de întuneric, iar atunci când plouă, apei trebuie aproximativ 10 minute să ajungă până la sol. În Amazon sunt prezente peste 400-500 de triburi, iar aproximativ 50 nu au avut niciodată contact cu exteriorul. Amazonul livrează în fiecare secundă 55 de milioane de galoane de apă în Oceanul Atlantic. Până în anii 60, accesul în pădure era interzis, iar aceasta a rămas practic intactă. După anii 60 s-au construit ferme, iar cultivarea pământului a dus la defrișarea unor mari porțiuni de pădure. Aici pământul este productiv pentru o scurtă perioadă de timp, iar fermierii trebuiau să se mute în mod constant într-o altă zonă de friș. În tot mai mult teren, între anii 1991 și 2000, pădurea amazoniană a pierdut între 415.000 și 587.000 de kilometri pătrați de pădure. În continuare, între 2000 și 2005 s-au defrișat circa 22.400 de kilometri pătrați pe an. Norvegia a donat $1 miliard pentru a salva pădurile tropicale din Amazon între 2008 și 2015. Vulturul Harpy este cea mai mare pasăre răpitoare din Amazon și din lume. La fel de puternic ca anaconda sau jaguarul, îi place să mănânce maimuțe, căprioare. Picioarele lor pot fi la fel de groase ca încheieturile unui om adult și aripile lor au dimensiunile așa a 7 pași de om. În Amazon puteți găsi orice, de la pești gigantici, păianjeni gigantici, rozătoare, pisici și șerpi uriași, dar pot fi și specimene în miniatură. Amazonul este casa a 20% din totalitatea speciilor de viețuitoare. În Amazon se găsește cel mai mare fluviu plutitor. Fluviul zburător este o mișcare de cantități mari de vapor de apă transportate în atmosferă din bazinul Amazonului în alte părți ale Americii de Sud. Arborii forestieri eliberează vapor de apă în atmosferă prin transpirație și această umiditate este depozitată în alte localități sub formă de precipitații, formând un râu virtual. Vă las câteva imagini deoarece arată absolut genial. Hai să vorbim despre câteva specii pe care le găsim prin Amazon. Capibara. Capibara este cel mai mare rozător din lume, având o lungime de până la 4 picioare și o greutate de până la 140 de kg. Acestea pot mânca până la 8 kg de iarbă pe zi. Pygmy marmoset. Este una dintre cele mai mici specii de maimuțe primare din lume, ei trăiesc în trupe de cel puțin 6 indivizi. Tucanul uriaș este cea mai mare și cea mai cunoscută din cele 7 specii de tucan din Amazon și sunt omnivori, mănâncă de la insecte, la fructe, precum și alte păsări sau ouăle lor. Anaconda verde, găsită în partea de nord a Americii de Sud, inclusiv în Amazon, anaconda verde este cea mai grea și una dintre cele mai lungi specii de șarpe cunoscute. De obicei este de aproximativ 15-16 metri lungime și cu o greutate variată între 27 și 70 de kilograme. Jumping stick. Această insectă arată ca un băț gigantic, mergător, așa cum îi sugerează și numele.
Se numește jumping datorită abilităților incredibile de a sări și de a lovi cu piciorul ca un maestru kung fu. Parcă mi-aduc aminte de un desene cu această insectă, voi nu? Picioarele din spate sunt de 2,5 ori mai mari decât cele din față și mijloc. Insecta frunză. Au o strânsă legătură cu greierii și lăcustele, au un corp cu aspect de frunză, fiind maestri în camuflaj. Gândiți-vă să cadă o frunză pe voi, dar de fapt să fie această insectă. Nu am vrea să se întâmple asta, nu? Voi, detectivilor, ce părere aveți despre Amazon? Lăsați-mi părerile voastre în comentarii și sper să aveți o zi la fel de minunată ca și voi. Ne auzim curând. Baft!